Într-adevăr, aici prezentăm cele mai importante informații din viața bisericii și din viața bisericii locale și din dieceza noastră romano-catolică de Iași. Suntem într-o zi specială, 1 iunie, 4 ani de la vizita Sfântului Părinte Papa Francisc la Iași, după ce cu o seară precedentă a fost prezent în București cu diferite întâlniri cu autoritățile în Catedrala Patriarhală Ortodoxă, dar și Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântul Iosif din București. A doua zi, 1 iunie, a fost prezent la Șumuleu Ciuc, iar seara la Iași. Apoi, în cea de-a treia zi, în ziua de 2 iunie, a fost prezent la Blaj și pentru a-i ridica la cinstea altarelor pe acești episcopi martiri, cei care și-au dat viața pentru această misiune pe care au primit-o de la Dumnezeu și pentru legătura tocmai strânsă pe care au menținut-o cu urmașul Sfântului Petru, cu Papa de la Roma. Suntem aici în acest studio într-un moment emoționant, cred și pentru mine și pentru dumneavoastră. Retrăim acele momente din ziua de 1 iunie, seara. Ne aducem aminte, Papa Francisc a poposit pe pământul diecezei de Iași, aici la Iași. Și rememorăm aceste momente împreună cu Preasfințitul Petru Gherghel, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat această invitație să fim împreună și să vorbim despre aceste momente. Preasfințite, bun venit, lăudat să fie Iisus Hristos! Mă bucur, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru un asemenea moment de reîntoarcere în istorie, care sigur că a rămas, deși au trecut 4 ani, imprimată această istorie în sufletul meu și al nostru, al tuturor. Aceea mă bucur de acest moment pe care le trăim aici în această emisiune cu care noi intrăm în contact cu toți credincioșii noștri din Moldova și nu numai, prin mijloacele de comunicare, prin RCS FM. Și prin Angelus TV și avem această bucurie. Multe mesaje. Am făcut ieri o postare pe pagina Facebook a radioului nostru și pe pagina Episcopiei și am văzut că mulți au sincronizat cu această invitație de a-și aminti despre aceste momente, cum a fost la ea sau cum au trăit vizita, da? Întâlnirea cu Sfântul Părinte Papa Francis. Dar noi știm că Preasfinția voastră deja cu mult timp înainte ați început să simțiți așa mai mult această vizită și chiar aș vrea să începem cu acest moment. Nu avem, știu, foarte mult timp, dar aș vrea să ne aducem aminte despre momentul în care ați aflat că Sfântul Părinte Papa Francisc va veni în România și mai mult, că va veni și la Iași. Am aflat practic pe podium acela din la Vatican, când Sfântul Părinte avea întâlnirea cu pelerini. Sigur că de atâtea ori câte ori am fost la Roma, totdeauna noi am insistat cu căldură, cu așteptarea noastră de fi vizita Sfântului Părinte. El totdeauna spunea că da, 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 și noi am mers cu un grup de tineri într-un pelerinaj, erau mai mulți, și sigur că la un moment dat, când m-am întâlnit direct cu Papa, acești tineri au izbucnit așa într-un moment de bucurie, aplauze, și întreba cine, ăștia sunt ai noștri Sfânte Părinte, care așteaptă într-adevăr cu mult, mult interes vizita Sfinții voastre la noi în sanctității voastre la noi în România, la Iași. Zice, venim, sigur că ne-am bucurat când am văzut că Papa, am niște imagini, a preluat acel entuziasm al tinerilor cu dorința de a veni într-adevăr și în România. Asta a fost un moment care a escalit de fapt în sufletul nostru siguranța că Papa va veni în România, va face acest drum spre noi, să mergem împreună, așa cum el ne-a și spus.
mare bucurie a fost și atunci, și mai ales când a și venit în România, punând piciorul pe pământul nostru și ajungând acasă la noi, la Iași. Ce este entuziasm al tinerilor, l-a impresionat mult pe Sfântul Părinte și sigur că atunci a spus că voi veni. Știam că va veni. Aia am avut ocazie ca prin conferința episcopală să-l întâlnim direct pe Papa și să discutăm amănunte despre un asemenea moment. Eu sigur că s-au stabilit atunci niște priorități. Ne-am bucurat că Sfântul Părinte era tare dispus pentru a ne întâlni acasă. Nu numai în conferința acolo la Roma, întâlnirea cu sanctitatea sa, ci aici la noi. Și sigur că a ajuns și momentul acesta, după întâlnirea de la București, să vină prin Șumleuciuc înspre noi, aici la Iași, pentru a ne întâlni. O să revin asupra acestui moment care ne-a impresionat puternic când a ajuns la Iași. Mi-aduc aminte că emoția pe care o trăiam cu toții, știind că Papa va veni și mai ales că știam că vă doreați foarte mult pentru dieceza de Iași, un astfel de moment la Crăciun în 2018, când deja știați că Papa va veni și va veni și la Iași, mi-aduc aminte că după Sfânta Liturghie ați și împărtășit, așa, nu chiar direct, dar voalat despre această vizită. Poate mulți atunci nici n-am dezvoltat ideea, dar mulți poate n-au înțeles acest lucru. Au înțeles mai târziu, când ați anunțat, de fapt când s-a anunțat pe data de 11 ianuarie oficial că Papa Francis va veni în România. Mi-aduc aminte despre acel moment că erau cu toții interesați. Presa din România, oamenii întrebau despre acest lucru și vă mărturisesc, preasfințite, am simțit și din partea jurnaliștilor, din partea presei, pentru că a început o muncă extraordinar de frumoasă și în această direcție, erau interesați, doreau noutăți, informații despre ce facem, ce se pregătește, despre Sfântul Părinte Papa Francisc. Au fost ore multe în care am încercat să transmitem ceva celor care, oamenilor care doreau să-l întâlnească pe Papa. Apoi știu, nu, s-a organizat, ați organizat aceste, să zicem, diferite departamente de organizare. O astfel de vizită se pregătește. Și cum se apropia din ce în ce mai mult, emoția creștea. Și a venit Papa la noi, la Iași. Ați fost alături de Sfântul Părinte Papa Francisc în toată această vizită. Puteți să ne împărtășiți momentele pe care le-ați trăit alături de Sfântul Părinte, pentru că sunteți cel care ați fost direct cumva în stânga, în dreapta Sfântului Părinte și cred că ați simțit momentele importante, da? Emoțiile pe care le simțea și Papa Francisc. Trăiam împreună cu toți din dieceză, sigur, cu cei care erau mai aproape de curia noastră episcopală și de seminar și, sigur, de toate oficiile noastre, pentru a vedea cum trebuie să-l întâmpinăm. Și sigur că din ce în ce ne apropiam de acest moment, iar entuziasmul nostru creștea, curiozitatea noastră de a-l avea lângă noi era așa de mare, încât toată viața ne era cuprinsă în acest dor de a-l avea. Sigur, și ei venit la noi, făcând un drum într-adevăr mai greu, dar cu mare plăcere, că prin pădurile României, când trebuia să ajungă la Iași, se schimbaseră ceva din programul acestor transporturi și a trecut prin pădurile și spunea el când a ajuns la Iași, așa ceva n-am mai văzut în viața mea, să merg cu mașina prin pădurile țării voastre. Bineînțeles, era în Transilvania, după ce plecase de la Șumleuciuc, de la acel mare pelerinaj. A ajuns la noi și sigur că așteptam cu mare nerăbdare. Cumva așa triști într-un fel că începuse un moment destul de greu pentru toți pelerinoși. O ploaie torențială. Eram aproape descurajat. Însă încrederea noastră a fost că atunci când vine Sfântul Părinte totul se va rezolva. Și de fapt, de la episcopie și până la aeroport, când am ajuns, aici ploua așa cu
cu gheață, cum spunem noi, iar la aeroport deja a început să se liniștească. Și când a coborât papa din avion, în aeroport era totul liniște și în jur era pace și am spus că într-adevăr asta este ca și un miracol. Cum Sfântul Părinte în asemenea moment ne-a adus liniștea și într-adevăr s-a oprit toată ploaia în piață și s-a făcut o atmosferă senină pentru desfășurarea acestei întâlniri. Eram entuziasmați cu toții, eram cu domnul primar și bucuros că într-adevăr s-a deschis cerul. Papa când a apărut pe scara avionului s-a deschis, parcă s-a luminat și am prins curaj. Bineînțeles, Sfântul Părinte a coborât, i-a salutat pe cei care erau de față, delegația care a venit să-l întâmpine la aeroport și am pornit spre episcopie. Cu adevărat, drumul încet, încet s-a luminat, s-a liniștit și era foarte interesat de niște realități ale străzilor noastre, destul de simple, așa, trecând undeva pe lângă un grup de persoane. Și trebuie ce e asta? Să Sfinte Părinte, e o cununie, o logodnă, o nuntă, o căsătorie. Oai, zice, parcă era gata să oprească, să-i salute pe miri că treceam pe lângă ei. Am mers totuși mai departe, am ajuns acasă aici, la episcopie, și sigur, totul era liniștit. Am coborât, am vizitat cu adevărat catedrala noastră, i-a întâmpinat cu bucurie pe toți cei care erau în catedrală, majoritatea în vârstă și oameni bolnavi și cu probleme, care au rămas cu adevărat impresionați de faptul că papa a coborât între ei, i-a îmbrățișat, i-a binecuvântat, așa de mult încât era greu să-l scoatem din mijlocul acestor oameni în vârstă, plină catedrala cu ei, fiind un fel de bază pentru ceea ce urma să vadă Sfântul Părinte în piața din fața palatului. A dat la o parte coloanele acelea de bine, de securitate, să zicem, o distanțare pe care au stabilit-o cei care au organizat. A dat la o parte, pur și simplu, și papa a fost în mijlocul acestor oameni și se vedea bucuria și se văd și acum imaginile cu bucuria acestor oameni care l-au întâlnit pe papa. Apoi a mers în fața Palatului Culturii. Ați fost împreună cu sigur, papa acolo în momentul acela? Casa noastră a episcopului, în Palatul Episcopal, și a intrat și în capela noastră de sus și l-a vizitat și pe, să spunem, și în catedrală, dar și în casă, pe episcopul nostru Anton Durcovici, care, sigur că a rămas și rămâne mereu prezent în mijlocul nostru cu imaginea sa. Sigur, de aici a coborât și am urcat în mașină, în acea papă mobil, și sigur că am mers prin piață în entuziasmul tuturor. Liniște, timpul deveniți așa de plăcut, era o adevărată atmosferă de sărbătoare și de mulțumire sufletească. Papa se vedea cât era de dispus să îi întâlnească pe toți, așa cum știe el să o facă. Și aici la noi parcă mai mult, pentru că nu numai acești în vârstă au fost cei care l-au întâmpinat, mai ales familiile, tinerii și, cum se știe, copiii. Pentru Sfântul Părinte, această realitate a fost o surpriză deosebit de mare și s-a arătat cât este de impresionat. Sigur că imaginile încă sunt aici, și în catedrală, și ne-am bucurat pentru că, într-adevăr, am îmbrățișat pe mulți, iar un caz destul de dificil a fost să despart un bolnav de papa. Îl prinsese pe papa în brațe și nu-l lăsa. Iosif, nu-l știm cine, Iosifel. Iosifel. Sigur că papa s-a bucurat că acest tânăr cu probleme de sănătate a arătat așa un entuziasm la întâlnirea cu papa. În fața Palatului Culturii, impresia pe care ați avut-o alături de Papa Francisc, văzând lumea? Era o lume care se manifesta acum cu toată disponibilitatea
bucuroasă că papa a ajuns. Vremea este așa de frumoasă și încântătoare și atmosfera era cu adevărat plăcută, ca de vis. Sigur că erau toți cei împrestiați pe toată suprafața peței din fața palatului și am ajuns încet, încet cu automobilul și cu papamobilul trecând printre toți în fața altarului unde a întâlnit autoritățile noastre. Sigur, ne-am bucurat mult că au fost într-adevăr toți la înălțime, ieșind și ei cu un entuziasm particular în fața papei să-l întâmpine și să-i spună bun venit. Ne-am bucurat mult, fiind între ei și cei din conducerea județului, a orașului și a Bisericii Ortodoxe, Mitropolitul Teofan și reprezentanții președinției de la București și alții care sigur că au fost onorați când papa s-a oprit în mijlocul lor și le-a strâns mâinile. Lucru care ne-am bucurat pe toți, pe mine într-un chip deosebit, pentru că entuziasmul era mare și era firesc după acea ploaie să se bucure cu toții de harurile care au început să curgă. Dar un moment important și aici aș vrea să insistăm un pic, pentru că au fost multe, cuvântarea acelui tânăr, nu, a lui Edi, care a fost în față și a vorbit papei despre preocupările, să zicem, pe care le are un tânăr de la noi de aici, din România, provocările pe care le trăiește, dar a fost la un moment dat acea familie, familia Balan, care împreună cu toți cei care au fost împreună reuniți din diferite colțuri ale Europei, da, pentru a-l întâlni pe Sfântul Părinte. Un moment cred că Sfântul Părinte nu mai trăiește în asemenea moment. O asemenea familie de credincioși cu părinții de față, cu copiii acestei familii, un număr foarte mare acolo în fața Sfântului Părinte, că nu știa Sfântul Părinte cum să se despartă de ei, iar ei erau și mai bucuroși pentru că stăteau lângă Sfântul Părinte și tineri căsătoriți, și tineri liberi, și preoți, și surori, și părinții, care, sigur, cum se știe, au și adresat Sfântului Părinte un mesaj. A fost cu adevărat o surpriză mare pentru Sfântul Părinte și mă bucur că cei de aici, de la noi, organizatorii, au căutat și au găsit o asemenea posibilitate ca familiile noastre, despre care vorbisem cu Sfântul Părinte la coborârea spre episcopie, au fost dintotdeauna fidele și această datorită înaintașilor noștri, mai ales a episcopului Anton Durcoviș, despre care am avut ocazia să vorbim în câteva clipe. A fost Sfântul Părinte încântat, bucuros, fericit că a putut să întâlnească cu asemenea familie cu acest mesaj. Plus tinerii care au vorbit și s-au prezentat în fața Sfântului Părinte. Toți aceștia au avut pentru papa un motiv de mare, mare bucurie și sigur că și noi am trăit aceste clipe la superlativ. A fost acest moment, bineînțeles, papa a amintit tocmai despre această legătură cu rădăcinile, să nu uităm de rădăcini. Cât de important este expresia este să... lui cu care sigur a câștigat atâtea inime. Pentru că putem merge înainte dacă privim în urmă, privim la aceste rădăcini și suntem ancorați în trecutul nostru, trăind frumos prezentul, îndreptându-ne cu ochii spre viitor, ceea ce de fapt să nu uităm că cu 20 de ani în urmă fusese și Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, iar la 20 de ani a fost Sfântul Părinte Papa Francisc la noi în România. A fost iarăși un moment emoționant când papa a luat stola și s-a îndreptat către icoana Sfintei Fecioare Maria de la Cacica, un moment de consfințire, putem să spunem, a României, a familiilor, a tinerilor, la Sfânta Fecioară Maria, un moment emoționant cu acea rugăciune pe care a rostit-o în fața icoanei. Ați dorit mult ca icoana de la Cacica să fie alături la această vizită.
A fost o dorință noastră și la vizita Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, aducând imaginea de la Cacica la București. Dar de data aceasta, pentru că eram pe teritoriul nostru, aici al diecezei de Iași, am ținut mult ca Sfântul Părinte să întâlnească pe Maica Domnului, pe care o iubesc, o iubeau și, sigur, au avut-o drept mamă toți credincioșii noștri. În timpuri grele, eu trebuia să dau mărturie că în acele timpuri ale comunismului, sanctuarul de la Caceca era totdeauna plin, vizitat cu entuziasmul credincioșilor noștri, care treceau peste toate greutățile, pericolele, amenințările, să vină la sanctuar pentru a întâlni pe Maica Domnului, să o cinstească. Și sigur că se cuvenea și vroiam, însă nu s-a putut să ajungă Sfântul Părinte și la Cacica. Atunci sigur că am hotărât noi ca icoana Maicii Domnului, venerată, cinstită, care fusese prin toată dieceza în vizită la credincioși, să fie prezentă și Papa să o vadă, să facă o rugăciune și să ne încredințeze pe noi ocrotirii Maicii Domnului. Preasfințite, au fost momente deosebite. Bineînțeles, l-ați însoțit pe Sfântul Părinte și la plecarea din Iași, de la scena amenajată în fața Palatului Culturii. A mers Papa chiar de mai multe ori și a salutat pe cei prezenți în piață, peste 100.000 de persoane, mulți și nu doar catolici. Atât de frumos a fost să fim împreună și să nu ne uităm neapărat și să caracterizăm pe cel de lângă noi. Era frumusețea de a fi împreună în preajma Sfântului Părinte, a urmașului Sfântului Petru, a reprezentantului lui Hristos printre noi, și cred că ne-a făcut foarte bine acest moment. Cu adevărat a mărit această bucurie a fi împreună. De fapt, și Sfântul Părinte a știut să puncteze o asemenea datorie, a insistat ca noi toți să mergem împreună, parcă motoul lui a fost tocmai acesta, și pentru care el a voit ca să fie în mijlocul poporului și să îi sensibilizeze ca împreună să meargă mai departe. Și ortodoxi, și catolici, și oameni pregătiți, și tineri, și copii, toți împreună pentru a fi într-un pas în datoriile noastre care le avem ca și creștini și cetățeni. Totul se vedea aici că era într-adevăr sub binecuvântarea lui Dumnezeu și privirea Maicii Domnului. Preasfințite, ce ne lasă această vizită? Cu ce rămânem? Pentru că la 4 ani de zile amintirile sunt încă vii, sunt încă luminoase. Și ce ne lasă această vizită? Ce v-a lăsat preasfinției voastre și ce ați dori ca să rămână și pentru noi toți? Ne-a lăsat și ne lasă o legătură cu Sfântul Părinte, cu misiunea lui, mandatul lui și cu datoriile noastre. Nu putem uita că el, cu sensibilitatea lui și finețea lui, a văzut acolo o bătrânică, așa cum toată lumea știe, cu un copil în brațe, și pe care el ar fi voit să-l ia chiar în mașină, dar n-a avut timp să oprească mașina și a trecut. Dar a amintit chiar în timpul predicii de această întâlnire cu o bătrână, bunică, un copil în brațe, spunând că acesta este viitorul. Acesta este practic speranța noastră, când bunicele poartă copiii în brațe și copiii au bunici în care să se razeme cu trecutul lor și cu bucuria celor care vor veni. Asta a fost într-adevăr un lucru ce a rămas în mintea Sfântului Părinte. Mai mult, a și cerut să fie fotografiată această bătrână cu copilul în brațe și să o dea multora pentru a admira că așa trebuie să fie pentru a avea viitor și pentru a merge împreună. Preasfințite, vă mulțumim pentru aceste clipe, vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut, bineînțeles și într-un mod special pentru această vizită, că prin munca preasfinției voastre și strădania pe care ați avut-o,
a ieșit un eveniment atât de frumos, memorabil pentru toți cei care au participat la acest eveniment și pentru Sfântul Părinte Papa, pentru că știm acum, nu trebuie să fim neapărat mândri, dar trebuie să recunoaștem, s-a simțit cu adevărat acasă, în mijlocul nostru, așa cum ne-a spus și atunci când a fost în mijlocul nostru. Îi mulțumim Sfântului Părinte că a avut acest curaj să vină la noi, între copii, tineri și în mijlocul familiilor noastre, și a rămas în inima tuturor și sigur că noi de atunci tot cu gândul ne îndreptăm spre el, pentru că știm că suntem în rugăciunile lui și noi ne rugăm pentru el. Aceasta este bucuria mea să spun că nu eu singur, toți am fost împreună angajați pentru a-l întâlni pe Sfântul Părinte și a forma atunci o familie. De aceea mă bucur să spun tuturor, o mulțumesc și pe această cale, prin RCS FM și prin Angelus TV, pentru cei care cu adevărat l-au iubit pe Sfântul Părinte, fie la București, fie la Șumuliu, fie la Blaj și mai ales la Iași. Mulțumim, Preasfințite! Chem aici dialogul cu preasfințitul Petru Gherghel, cel care a organizat, putem să spunem, a coordonat organizarea vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc aici la Iași, bineînțeles împreună cu autoritățile și cu reprezentanții de la Vatican. Și, îl salut pe părintele Daniel Iacobuț, paroh al parohiei Adormirea Maicii Domnului din Iași, decan de Iași. Lăudat să fie Iisus Hristos! În vecii vecilor și mulțumesc pentru invitație. Părinte Daniel, chiar mulțumesc pentru că ați acceptat această invitație. Știu că sunt activități multe și aici la catedrală și sunteți implicat cu trupul și cu sufletul în activitățile de aici. Și mă bucur că putem să rememorăm împreună momentele vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc. Ați fost alături, iarăși, de Sfântul Părinte Papa Francisc în vizita pe care a fost făcut-o în Iași, la noi. Noi ne aducem aminte că erau întrebări, dar cum se poate vine Papa Francisc la noi, la Iași, și nu celebrează Sfânta Liturghie? Că la București celebrează Sfânta Liturghie, la Șumuleu, la fel și la Blaj, dar la Iași de ce nu? Și după ce s-a terminat vizita, credem că oamenii au cam rămas convinși de ce nu. Oare ce credeți că a însemnat acest lucru? Faptul că la Iași nu a celebrat Sfânta Liturghie, dar a fost altceva. În primul rând ține de programul unei vizite papale. De obicei, o vizită apostolică are momente liturgice, dar are și momente, să spunem, care ies doar din sfera celebrării și merg spre aceea întâlnirii. Și așa cum sunt organizate vizitele papale, ele mereu au și una și cealaltă componentă. Ori la noi, în România, era clar că beatificarea episcopilor greco-catolici trebuia să aibă loc în cadrul unei sfinte liturghii. Apoi, la București, se dorea acest moment de început printr-o sfântă liturghie. Și Șumuleu Ciuc, fiind un sanctuar, se dorea a fi un moment liturgic, astfel încât pentru Iași rămânea cealaltă componentă, aceea întâlnirii, care are în sine un caracter mult mai deschis. Dacă o celebrare liturgică este dedicată într-un anumit sens doar credincioșilor de o anumită confesiune, întâlnirile sunt mult mai ample și au mult mai mulți destinatari. În același timp pot spune că pentru noi a fost providențial. E adevărat că au existat probabil unele, să spunem așa, dezamăgiri, dar pe de altă parte experiența pe care am avut-o a fost cu totul peste așteptări. De lucrul acesta ne-a asigurat și nunțiul apostolic. El în programarea vizitei a spus că nu vă faceți griji, va fi un moment cu totul special la Iași prin această întâlnire cu tinerii și familiile. Eu vă dau doar două elemente care cred că pot spune cum întâlnirea de la Iași a fost specială. Acel moment al mărturiilor pe care tinerii și familiile au putut să le ofere prin reprezentanții lor,
un astfel de element nu poate exista într-un cadru liturgic. Și apoi aș mai spune, chiar discursul Sfântului Părinte Papa a fost un discurs de 20 și ceva de minute, 25 de minute, ori în cadrul liturgic un astfel de discurs nu poate să aibă o asemenea lungime. O predică de a Sfântului Părinte Papa are maxim 10-12 minute. Eu cred că putem să ne bucurăm de aspectul acesta. Pe de o parte, oamenii noștri au putut să scoată din ei experiența lor de credință și să o ofere tuturor, și pe de altă parte și Sfântul Părinte Papa a putut să scoată din tezaurul inimii sale și al bogăției experienței sale tot ce avea mai bun și să ne dăruiască pentru ca astfel să existe o adevărată întâlnire. Papa era în elementul lui, am putea să spunem, pentru că întâlnirea cu bătrânii, cu bolnavii din catedrală se putea vedea și pe ecranele pe care le aveam în piață, dar și în mijloacele de comunicare. Papa era în largul lui, în mijlocul bătrânilor, în mijlocul bolnavilor, se vedea acel zâmbet, acea bucurie că îi întâlnește. Da? Și apoi, bineînțeles, mergând spre piață, văzând oamenii care îl așteptau, văzând atâția tineri, au fost mulți tineri prezenți la această întâlnire și copii, dar, bineînțeles, erau familiile, într-un mod special. V-ați ocupat de desfășurătorul, putem să spunem, întâlnirii cu Sfântul Părinte și în acest moment al întâlnirii cu Papa Francisc, mi-aduc aminte și am imaginea aceea când ați luat acea stolă frumoasă și v-ați îndreptat spre Sfântul Părinte, i-ați pus acea stolă și împreună ați mers în fața icoanei Sfintei Fecioare Maria de la Cacica. Pentru mine rămâne un moment foarte, foarte important, emoționant, pe lângă multe alte momente de la această întâlnire. Cum ați gândit această rugăciune, care a fost consacrarea din fața icoanei? Care a fost dorința atunci când ați organizat, bineînțeles, împreună cu ceilalți organizatori? A fost puțin, în ceea ce mă privește, paradoxal, pentru că eu, ocupându-mă de liturgie, am ajuns să mă ocup de un moment care nu era neapărat Sfânta Liturghie, dar m-am bucurat tare mult să pot să fiu în echipa care a organizat. Momentul rugăciunii Sfântului Părinte Papa era gândit drept momentul culminant. Aș putea spune, având în spate această perspectivă a unei întâlniri de suflet în care poporul lui Dumnezeu se deschidea păstorului său, își spunea experiența, mărturia de viață, păstorul își deschidea și el inima față de poporul lui Dumnezeu pentru a-l întări în credință, și apoi împreună, păstorul împreună cu poporul, se îndreptau în rugăciune către Maica Domnului, care este fereastra noastră spre cer, spre Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea era momentul dialogului cel mai profund. După ce tânărul Eduard Gherghelucă, după ce familia Balan au dat propria mărturie, după ce am ascultat cuvântul Domnului și Papa a dăruit propria mărturie de credință, ne-am unit împreună în rugăciune pentru a încredința viețile noastre Sfintei Fecioare Maria de la Cacica. A fost un adevărat act de încredințare și consacrare pe care Papa l-a făcut în numele nostru și împreună cu noi Sfinte Fecioare Maria de la Cacica, o icoană la care noi ținem într-un mod cu totul deosebit. Ați fost aproape în momentele din întâlnirea cu Papa Francisc. Ce v-a rămas? Ce v-a transmis aceste momente? Ce v-a rămas în inimă de la vizita și întâlnirea cu Sfântul Părinte? E de ajuns să răsfoiesc un album precum cel pe care l-aveți acolo în față pentru a descoperi noi experiențe și flash-uri, dar aș putea spune acum, după 4 ani, îmi rămâne în inimă și în minte modalitatea Papei de a fi prezent și de a asculta. Era după o zi, de fapt după o dimineață foarte plină, fusese de la București, de la Șumuleu Ciuc,
a ajuns la Iași, știm că a fost o vreme foarte urâtă. Ajungând la Iași, mulțumim lui Dumnezeu, s-au deschis cerurile. Ori, după o asemenea zi, să ai o capacitate de a fi prezent la fiecare întâlnire, de a asculta pe celălalt, de a intra într-un dialog al inimilor cu celălalt, pentru mine acesta a fost un semn al harului pe care el l-a primit de la Dumnezeu în momentul în care a fost pus pe scaunul Sfântului Petru și m-a edificat personal modul în care el asculta. Bineînțeles, el avea în mâini și o broșură în care erau traduse textele pe care le spuneau invitații. Le studiase dinainte, în funcție de acele texte și-a elaborat și propriul său discurs, dar mi-a plăcut modalitatea în care privea textul și privea persoana. Încerca să facă legătura dintre cuvintele pe care el le citea și pe care le spunea o persoană și experiența, chipul acelei persoane. Și cred că asta l-a condus să facă și un gest puternic, acela de a săruta mâinile celor doi soți Balan atunci când ei s-au apropiat ca ei să-i sărute mâna papei. El a făcut acel gest care îmi rămâne efectiv ca un sigiliu al carității sale și al puterii sale de a asculta și de a însoți persoanele. Ar putea fi și un sfat, nu? Un îndemn pentru noi toți, tocmai de a fi capabili să ascultăm și să vorbim cu inima. Anul acesta am avut și din partea Sfântului Părinte, încă o dată a folosit această expresie, nu, a asculta cu inima, dar și a vorbi cu inima atunci când s-a adresat jurnaliștilor cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicațiilor Sociale. Și foarte important acest lucru. Putem să spunem că ăsta este și îndemnul pe care ne-l lasă Sfântul Părinte. În cadrul acestei întâlniri cu tinerii și familiile, cred că ne-a oferit o lecție a ceea ce înseamnă credința. Noi uneori ne imaginăm credința doar în relația noastră verticală cu Dumnezeu și uităm că de fapt credința ne deschide și la o relație orizontală cu celălalt. A trăi credința înseamnă a fi în stare să descoperi lumina lui Dumnezeu din viața celuilalt. Și astfel, dacă îl asculți pe celălalt fiind convins că acolo există o mărturie despre Dumnezeu, atunci credința ta se îmbogățește. Vă mulțumim, Părinte Daniel, mulțumesc pentru aceste clipe frumoase petrecute împreună. Mulțumesc și pe care le-am oferit ascultătorilor și telespectatorilor noștri. A fost cu noi până în acest moment Părintele Daniel Iacobuț. Noi continuăm emisiunea noastră Dimineața Împreună. Rămâneți alături. Alți invitați se vor alătura la această emisiune, bineînțeles, amintindu-ne de vizita Sfântului Părinte Papa Francisc și deja să ne gândim și la Ziua Copilului, care este sărbătorită astăzi, 1 iunie. Deci continuăm această emisiune și făcând și o legătură foarte, foarte importantă cu Ziua Copilului pe care o sărbătorim astăzi. Este sărbătorit Ziua Copilului în România la 1 iunie, atât în România cât și în alte 50 de țări de pe glob, deși este dedicată celor mici. Pe 1 iunie fiecare dintre noi poate să se simtă din nou copil, să lase grijile deoparte și să redescopere bucuria jocului pe care cu siguranță am trăit-o cu toții atunci când eram mai micuți. Și în România, de Ziua Copilului, sunt oferite copiilor de toate vârstele bomboane, jucării, ursuleți de pluș, baloane colorate, hăinuțe și alte lucruri pe care ei și le doresc. De asemenea, de Ziua Copilului sunt organizate de obicei petreceri surpriză, evenimente artistice și ateliere dedicate copiilor, dansuri tradiționale, manifestări sportive sau excursii. Însă cel mai important lucru pentru un copil este jocul și atenția părinților,
și timpul petrecut împreună cu aceștia. Așadar, ziua copilului e un prilej în plus pentru ca părinții să petreacă mai mult timp împreună cu copiilor și să le ofere dragostea și afecțiunea de care aceștia au nevoie pentru a fi sănătoși din punct de vedere emoțional. Și e important acest lucru, de asta și în țara noastră din 2017, această zi de 1 iunie este zi liberă, legală, pentru a da această șansă copiilor să fie mai mult timp cu părinții. Dar ne amintim că la 1 iunie, fiind la întâlnirea cu Papa Francisc, un loc important l-a avut și prezența copiilor în piață și Papa s-a adresat într-un mod special și copiilor, pentru că am sărbătorit atunci ziua copilului și la nivel diecezan cu ocazia vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc. Despre acest moment, în mod special despre întâlnirea cu copiii, vom discuta în minutele următoare și l-am alături de mine prin telefon pe Părintele Felix Roca, prietenul radioului RCS FM, cel care acum este paroh la parohia Inima Neprihănită a Mariei din Roman și este coordonatorul oficiului pentru pastorația copiilor și tinerilor și asociațiilor. Și îl salut! Lăudat să fie Iisus Hristos! Bun revenit, Părinte Felix! În veci vecilor, bine ne reauzim, salutări tuturor dragilor noștri radioascultători și dragilor noștri telespectatori! Părinte Felix, să ne amintim, în ziua de 1 iunie 2019, Papa Francisc a avut un mesaj special și pentru copii. Ne amintim împreună, ne-am dorit să fie o zi și pentru copii, bineînțeles era o zi, nu puteam să lungim acea zi de 24 de ore, să fie 40 și mai multe sau, știu, 2-3 zile. Haideți să vedem cum a fost mesajul Papei către copii și cât de importanți sunt copiii pentru biserică. Fără îndoială a fost providențial. De fapt, toată vizita Sfântului Părinte în țara noastră și oriunde merge, bineînțeles, este providențială. Dar la noi, într-adevăr, s-au aranjat multe lucruri și ce cadou mai mare putea să fie pentru tinerele generații, în special pentru copii, să fie în jurul Sfântului Părinte. Și am observat lucrul acesta, s-a văzut, a fost o bucurie enormă și pentru Sfântul Părinte. Ca să nu mai spunem că, de fapt, emblema prezenței Sfântului Părinte la Iași, imaginea care a circulat, fără exagerare, a circulat în întreaga lume, a fost de mână cu cei patru copilași care l-au întâmpinat, apoi l-au purtat, să spunem așa, de mână spre scenă. Erau copilași atunci, era lângă Sfântul Părinte Antonella, Sorin, Dragoș și Patricia. Erau foarte, foarte emoționați și una din, de fapt, marca prezenței Sfântului Părinte a fost a fi înconjurat de copii. E clar că și familiile și tot ceea ce s-a trăit la Iași, dar acea imagine a Sfântului Părinte care, pe de o parte, parcă îi trăgea pe copii spre altar, spre scenă, pe de altă parte, dintr-un alt unghi, parcă erau copiii care îl trăgeau pe Sfântul Părinte. Este semnul grijii bisericii față de tinerele generații și a enormei responsabilități și misiuni pe care noi o avem. Și Sfântul Părinte, în deschiderea mesajului, ne-a amintit de lucrul acesta, că biserica e chemată să aibă grijă de tinerele generații, mai ales de copii care sunt atât de frageți și care au nevoie să fie însoțite. Ne aducem aminte cu toții de acea îmbrățișare emoționantă pe care copiii așa spontan au avut-o pentru Papa Francisc. Au rămas cu toții impresionați și această imagine, într-adevăr, a copiilor care îl duceau pe Papa sau nu știu cine ducea pe cine spre... Era să mergem împreună, era imaginea foarte clară. Da, da, exact. Ne ajutăm unii pe alții să mergem împreună înainte, o imagine sugestivă, un mesaj deosebit pe care l-a avut Papa, știind că în România se sărbătorește ziua copilului, dacă ne amintim ce ne-a transmis în acel moment Papa Francisc, făcând și legătura cu rădăcinile noastre.
Într-adevăr, Sfântul Părinte a amintit, de fapt, au fost mai multe puncte în care, de-a lungul discursului, a evidențiat lucrul acesta Sfântul Părinte, legătura dintre generații. De fapt, știm că a fost cadru excepțional în care s-a desfășurat această întâlnire la Iași, întâlnirea tinerilor, familiilor, tinerilor generații și generațiilor care au mai multă experiență, și a fost un cadru extraordinar, dar Sfântul Părinte, referindu-se strict la copii și aplaudându-i, cerând tuturor celor care erau prezenți să-i aplaude pe copii, a scos în evidență că avem mult de învățat de la ei, dar avem și această misiune de a avea grijă de tinerele generații. Un mesaj care, fără îndoială, a fost destul de chiar dacă în puține cuvinte, să spunem, dar destul de apăsat din partea Sfântului Părinte, pentru că știm, are această atenție față de copii, față de tinerele generații. Iar la Iași, fiind ziua în care în țara noastră se marca sărbătoarea copiilor, ziua copilului, Sfântul Părinte a evidențiat lucrul acesta. Dar apoi, de-a lungul întregului său discurs, făcând referință și la mesajele dinainte a celor care erau pe scenă, Sfântul Părinte a avut mai multe momente în care a conturat sau a clarificat, a spus foarte clar lucrul acesta, că a merge împreună înseamnă și avea această atenție față de dialogul între generații, cu acel citat excepțional din Ioel, și în felul acesta cu adevărat a transmis mesajul că se merge împreună în momentul în care avem grijă unii de alții, cei care sunt mai tineri, cei care sunt de mai mult timp tineri, dar mergând mereu împreună. Cei care atunci erau copii, mulți dintre cei care atunci erau copii, acum sunt adolescenți sau poate chiar tineri, și sper că le rămâne amintirea întâlnirii cu Papa Francisc din această zi istorică, 1 iunie 2019, dar biserica se preocupă mereu de copii și mergem înainte, iar preocuparea pe care o are și dieceza de Iași și prin oficiul pentru pastorația tineretului și a copiilor pe care îl coordonați dumneavoastră, merge mai departe și se preocupă de copii. De altfel, în această lună sărbătorim ziua copilului și chiar să vedem un pic cum se va desfășura, cum se va organiza acest moment de întâlnire cu copiii, pentru că moștenirea Sfântului Părinte rămâne și în ceea ce înseamnă preocuparea pentru tinerele generații și pentru cei mici. Fără îndoială, în 1 iunie 2019 la Iași, Sfântul Părinte, după ce le-a spus celor prezenți să-i aplaudăm, chiar cred că a spus aplauze puternice, Sfântul Părinte atent la detalii, aplauze puternice, cred că Sfântul Părinte după aceea a amintit că primul lucru pe care suntem chemați să-l facem este de aceea de a ne ruga pentru ei. E mare lucru de a ne ruga pentru ei, să-i cerem preacuratei să-i protejeze cu mantia sa. E prima, să spunem, datorie, să spunem, nu datorie, bucurie, aceea de a ne ruga pentru copii, pentru că, într-adevăr, au nevoie să fie ocrotiți, apoi, fără îndoială, ca biserică, a crea toate acele oportunități, tot acel cadru, ca ei să crească frumos. Și în sensul acesta, sărbătoarea copiilor în dieceza noastră, și aici cred că putem spune de acum de un eveniment tradițional pentru dieceza noastră, pentru că sunt destul de mulți ani în care se organizează sărbătoarea copiilor, la început, exact cum a fost și pentru, să spunem, ziua tineretului, erau inițiative ale acțiunii catolice, la fel și ziua copilului a fost organizată din 2002, să spunem, la nivel mai larg, apoi s-a transformat într-un eveniment destinat tuturor copiilor din toate parohiile, și prima ediție a fost în 2005 la Săboani, și cred că în centru era Sfânta Euharistie. Și de atunci, de fiecare dată, în prima sâmbătă din luna iunie, am organizat sărbătoarea copiilor, tocmai pentru ca după ce ei pe 1 iunie trăiesc ziua copilului cu evenimentele care sunt organizate în comunități, la școală, în comunitățile locale, alte evenimente, sărbătoarea copiilor să fie și semnul
prețuirii, grijii bisericii față de ei. Anul acesta, și aici intervine, să spunem, o noutate, sperăm să fie cu adevărat folositoare, încercăm să ne întâlnim cu copiii în decanate, exact cum s-a întâmplat cu sărbătoarea, cu ziua tineretului, încercăm să ne întâlnim în grupuri mai mici, să spunem așa, la nivel de decanat. Sărbătoarea va fi pe 10 iunie, anul acesta este transferată pentru că prima sâmbătă din luna iunie ar fi peste câteva zile. Anticipă sărbătoarea Sfintei Trăimi în multe comunități fiind și prima sfântă împărtășanie. Și atunci preasfântitul nostru Iosif a hotărât împreună cu al său consiliu să fie transferat pe sărbătoarea în ziua de 10 iunie, dar are aceeași semnificație. Considerăm că și la tineri a fost al doilea an în care noi am meditat asupra temei încredințate de Sfântul Părinte, la tineri era Ridicându-se Maria s-a dus în grabă, am considerat că ne prinde bine să continuăm această reflexie și la nivel de copii și atunci tema este aceeași de anul trecut, aleargă la Iisus. Cred că nu vom obosi niciodată să le spunem copiilor de fapt esențialul, ceea ce noi facem pentru ei cu rugăciune, cu jocuri, cu sărbătoare, cu muzică, cu bucuria de a fi împreună, toate au un singur sens, aceea de a ajuta pe copii să înțeleagă faptul că le prinde bine, e, să spunem, bucuria vieților să alerge la Iisus. Și atunci și anul acesta vom continua, ar fi al doilea an cu aceeași temă, aleargă la Iisus, cu un imn, cu afiș, cu logo, întâlnirii, toate se găsesc pe site-ul oficiului pentru pastoreația tineretului, tinereconectați.ro. Se organizează la nivel de decanate, așa încât va fi cu adevărat o sărbătoare lărgită, în care copiii să simtă că sunt iubiți de în comunitățile lor, sunt prețuiți de biserică și că sunt ajutați să crească frumos. Știu că ne ascultă mulți copii, dar cu siguranță ne ascultă. Ați fost asculte pentru că e zi liberă. Da. Din păcate, în ultimele zile este și greva aceasta, dar sper să se așeze lucrurile. Da, ne ascultă mulți copii, dar cu siguranță ne ascultă și mai mulți părinți, așadar părinți și bunici, de ce nu, și să le spunem cum pot copiilor să participe la astfel de întâlniri, ce să facă pentru ca să participe la aceste sărbători, ce găsesc la aceste întâlniri, cum se desfășoară astfel de momente ale zilei copilului la nivel diecezan, în decanate, bineînțeles. Da, este tot la nivel diecezan pentru că fiind în toate decanatele, aproximativ în aceeași zi, are amploare efectiv diecezan. E simplu, copiii, în primul rând, să vină la Sfânta Liturghie, se roagă frumos la Sfânta Liturghie, după Sfânta Liturghie se duc la biroul parohial, deci asta în seara asta trebuie să se întâmple, dacă nu s-a întâmplat până acum, se duc la biroul parohial, discută, spun părintelui paru sau părintelui vicar, vrem să mergem la sărbătoarea copiilor, pardon, am sărit o etapă, merg la biroul parohial, cer bomboane de la părintele paroc, părintele vicar. Apoi, după ce au primit bomboane, le spun, părinte, noi vrem să mergem la sărbătoarea copilor. Unde se organizează? Și părintele paroc sau părintele vicar le va spune, noi vom merge la sărbătoarea copilor în cutare parohie din decanatul nostru. Se înscriu pe listă, părintele paroc, părintele vicar ia și numărul de telefon al părinților, încât să comunice foarte bine cu ei și în felul acesta se organizează. Deci etapele sunt foarte simple. La Sfânta Liturghie, după Sfânta Liturghie la biroul parohial, bomboane și înscriere pentru participarea la sărbătoarea copiilor, unde, în funcție de cum se organizează în comunități, în parohiile respective, programul este aproximativ același. E momentul de sărbătoare, de dimineață, cu jocuri, cu bansuri, cu primirea participanților, un moment de rugăciune, un moment de cateheză, Sfânta Liturghie ce stă în centru zile și apoi prânzul și din nou moment de festival, de sărbătoare, de jocuri, de bucurie. O zi plină, o zi frumoasă în care fără îndoială copiii vor avea multe, multe lucruri de trăit, multe lucruri de învățat și multe lucruri de dăruit unii altora. Tot ceea ce înseamnă bucuria, tot ceea ce înseamnă prietenia, tot ceea ce înseamnă frumusețea de a fi împreună în jurul lui Iisus Hristos.
Bineînțeles, Părinte Felix, atunci când vor merge copiii la biroul parohial, atunci Părintele Vicar sau Părintele Parof o să spună: mai închiriem încă vreo 2-3 autocare pentru ca să mergem cu toții, ca să trăim această bucurie împreună. Fără îndoială. Ceea ce aș vrea acum spre finalul dialogului nostru, un îndemn pe care îl faceți părinților astăzi, în ziua de 1 iunie, cu un mesaj special tocmai pentru copii. Dacă ne adresăm în primă fază părinților, ei știu cel mai bine ce înseamnă toată această operă, misiune, vocație de a însoți pe copii, de a educa, de a ajuta să crească. Știm, pe de altă parte, că în aceste timpuri atât de complexe, pentru că influențele sunt din toate părțile, e o operă destul de grea. Tot timpul educația de-a lungul istoriei a fost încărcată de responsabilitate. Dar parcă în aceste timpuri simt că și părinții, nu neapărat că sunt depășiți, dar simt complexitatea situației. Și în privința aceasta ar fi extraordinar să înțeleagă faptul că biserica este de partea lor. Biserica încearcă să îi însoțească și pe părinți în opera de a educa pe copii. Contribuie într-un mod extraordinar ca acești copii să înțeleagă valorile, să le descopere și să le trăiască, toate în jurul lui Iisus Hristos. Și atunci primul mesaj către părinți e să-i ajute pe copii să stea cât mai aproape de tot ceea ce se întâmplă într-o comunitate parohială, din tot ceea ce se propune, celebrări, întâlniri, cateheze, pentru că este în folosul copiilor. Și în felul acesta de a înțelege că împreună punem umărul ca aceste generații să crească frumos, să crească așa pe stânca, efectiv, cum spunem noi, pe stânca credinței, în prietenie cu Iisus Hristos, și atunci viitorul cu adevărat va fi luminos. Iar copiilor, bineînțeles, le dorim să aibă o zi minunată, care în niciun caz să nu se mărginească la o zi, ci să simtă mereu prețuirea celor mari care îi ajută să crească. În primul rând, îi iubesc, îi ajută să crească și depun efortul ca ei să fie frumoși, să fie după voința lui Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos, Părinte Felix, pentru aceste frumoase gânduri. La mulți ani, la mulți ani nouă tuturor, pentru că trebuie să avem în suflet să avem o inimă de copil. Și mult succes pentru întâlnirile pe care le vom avea cu copiii în perioada următoare. Lăudat să fie Iisus Hristos! Mulțumim de toată, ne auzi binecuvântată tuturor, în veci vecilor, amin! A fost până în acest moment alături de noi prin telefon Părintele Felix Roca, paroh la Inima Neprenita Marie din Roman și director al Oficiului pentru Pastorația Copiilor, Tinerilor și Asociațiilor.